sărbători. Că sunt magia aia sărbătorii, să stai, tăzi la masă, cât e de fain, cu familie, cu părinți, cu frați, cu surori. Nu contează că ai bani, ori n-ai bani, ori n-ai porcuri, n-ai... Nu contează, sărbătorile te sărbători. Nu fric niciodată. Eu am sânge de oaie în cură până vene. Și nu poți fără ele. Și dacă nu mai cură, nu mai bace inima. Ele nu pot fără mine, eu nu pot fără ele. A trei, să știe lumea care au oi, Tremalai Pionier, dacă poți lua la oi. Pionier. E babă rotundă, nu lată. Rotundă, dar nu prea găsești. Hai, hai. Hai. Hai, hai să mai răgi cu lată sus. Hai. 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 Să uite tot la căță. Nu m-a pupat, bă. Hai. Și Mario să te lași de oi și să mergi, n-au, poți să câștigi în afară. 100-200 de euro pe zi, că ai putea, că ești băiat harnic. Cuști. Ce mă, că aș muri, mă. Ce vorbi, de astea cu mine. Degeaba ai, degeaba mergi pe acolo, îți faci o casă mare, îți iei o mașină scumpă, oi mult, ce câini frumoși, dacă îți pierzi domnia și îți faci rău la oameni, dacă îi faci rău la oameni, faci rău la Dumnezeu. Și nu, niciodată când fentez pe om, nu chiar nu fentez pe el, fentez pe cine. Că Dumnezeu ce vede. Te poți numi o persoană împlinită? Foarte, mă simt foarte bine. Când îți copiii bine și familia bine, mă simt foarte bine. Aici e viața mea, natură. Casa mea e în pădure, să știți. Niciodată nu o să fie pe un oraș sau pe un club sau pe un discotec sau pe munce sau la mare. Eu aici am cea mai faină vacanță din viața mea. Când am ieșit la oi, nu trebuie alt concediu sau altă vacanță. Ce noroc, colalalt. Ce noroc, colalalt. Bravo. Uite tu cum ți le dă cu noroc pe rând. Asta e Adelina. Pe un picior de plai, pe o gură de rai. Iată vin în cale să cobor la vale. Îți umblă după câine. Vrea să umble o femeie la iasă. Hai. Hei, de ce cu... Acolo, că vezi capul fain. Ciobănești de Bucovina. Haine. Hai. Marius, nu te deranjează lătratul lor. Au un lătrat foarte puternic. Ăștia, mie-mi place să-i ascult. Cum bat. Vara domnul, nu știți eu cum bat.
Marea Domnului, ce-am deschis? Să iau auzi cum bat. Hai, hai de acolo. Îmi place să-i ascult. Să timp. Ei, băi, ăștia-s viața mea. Nu lasă să se apropie de aia care e în călduri? Da, e... E gelos? Da, duci acolo. Hei! E gelos, dar... Gelos, frumoasă că... și femeia asta din față, foarte frumoasă. Du-te acolo, coștii de aici, coștii de aici, băi, coștii. Dar ai ceva femeile care ți-a fătat? Nu. Acum numai asta umblă. Nu am, că... Tot una s-a montat, una n-a fătat, una o muri ca să e, una... Nu e așa simplu cum să legi. Acum trebuie să umble mai multe. O 4, 5 trebuie să umble. Asta... Deci nu e așa de simplu cum cred alții, că ai câini și tu ai cățăi și dai tot timpul. Că niciodată n-am nici să mă opresc mie. Nici să opresc mie niciodată nu am. Dacă vreau să opresc un cățel fain să zic, bă, am un țâi, nu am morteți, ori morteți, ori să suie pe ele cățelele mai grele, mai mari. Nu e așa ușor. Care ți-e cea mai bătrână de aici? Dorina, ea are 5 ani. Ciobănescu de Bucovina. Mai zici tu. Uite că pot fugi, dar ce, o zici cineva că nu pot fugi? Mai zic oameni că-s grei. Asta nu pot fugi, că-s grei, că nu-i crede așa. Fug de zbor. Asta au ajuns și hulpe. Din mărs. Din mărs. E mare, așa un pas. Trebuie să-ți oprești ceva din ea. Ai ceva femele din ea, așa-i? Da, e Cassandra. Șapte, două. Cum ți-ai petrecut Crăciunul, sărbătorile? Bine. Bine, da. Vezi că am stat mai răi numai să suportă unul pe altul. Măcar acum de sărbători să fii mai bun, vorba aia. Da, măcar așa numai de reclamă. Ar trebui să fim tăți mai buni, să... Dacă îți faci cu cineva să șezi iertare, zici, hai iartă-mă, vezi cum ți-ai împăși, da? Nu fac și eu, nu o fac. Nu o fac oameni. Sărbătorile sărbători. Să simți magia aia sărbătorii, să stai tăzi la masă, cât e de fain, cu familie, cu părinți, cu frați, cu surori. Nu contează că ai bani, ori n-ai bani, ori n-ai porcuri, n-ai... Nu contează, sărbătorile te sărbători. Cât e de fain când te sunt, când stăți, să... Da, devine lumea tău mai ră. Nu... Nu se mai văd unul pe altul. E tot mai greu de trăit. Treaba că nu lasă unul la altul. Dacă îți doi certați, zice, de ce să... Îl ierte, o să mai ierte el primul. Tot așa mere. Nu se iartă unul pe altul. Și care ar fi problema? Că poate tu nu ești certat cu frații tăi, că tu te înțelegi bine. N-am probleme, dar... Nu știu, că... Știi care e? Problema e lipsă de rugăciune, nu se mai rogă om. Și atunci, dacă nu te rogi, nu poți nici să ierți, că ai invidia aia în cine, nu? Nu mai postez cu oamenii, nu se mai rogă, nu mai mă la biserică. Aia e toată problema. Cred că de la pe mult bine, cum zici și tu. E cam bine, știi? Se roagă când dau din acasă, atunci se roagă, dar... Mulți care nu... Cei mai mulți nu merg la biserică, dacă dau din acasă, merg prin altă la doctor, merg la... apelează la altcineva, nu? Apoi ultima dată apelează la Dumnezeu. El ne vindecă de orice boală. Dar dacă nu mai ai credință, știi? Nu mai crezi nici în asta. Nu mai crezi că Dumnezeu te poate vindeca. Eu nu credeau mare așa pe doctor Vasiu. E somn, e respect, dar nu... Se face Dumnezeu, nu pot face doctorii veași.
În ei lucruri, nu pot să zic că... Nu, da? Dumnezeu e mai mare, că e mai tare. Poate orice, ei nu pot orice. Oile pe când trebuie să înceapă să fețe? Da, 25 martie. Este martie, am ianuarie. Peste o lună, cum ar fi. Să stătea fata? Nu, no, am și cârlani, am și care s-au mărlit acum. Mai întorc, nu mai leapă. Și cu ele, ca cu gâinii. Omii, dacă vede că ai 100 de oi, zice, bă, la 100 de mii are bani, ai pe baie. Și la tine, câți oi s-au murit anul trecut? S-au murit multe și fătând. Vă șase. Una mușcată un gândac, una două din fătat, una o capciet, una a avut ceva vien la cap, nu știu ce eu făcut. Eu țupa pe nas. Cam 5% pe an să duc. 5% nu-s fată, 5% zmor. Mai pierzi câte una. Na. Nu te-ai deranjat lupul până acum? Nu. Nu avem probleme așa. Nu, că am sunt și câini mulți cu mine. Lemninoasa câine nu vine chiar așa. Și simțitor și sar una două. Bota asta e bota care ți-ai cumpărat-o din Târgi la Bistrița? Da, da, eu am desenat-o. Tu ai desenat-o, faină bota. Ai mai aproape să vezi. Ia, numai am desenat că am comandă să o vând. Am scris felul pe aia. Ce reprezintă ea? Spicuri de ploaie? Da, asta da. Aici am pânză de păianjă. Să vă berbec cum ți-o ieșit, ce frumos ți-o ieșit și berbecul. Da, ceva scele, flori. Aici măcar mai stai, mai faci o botă, mai faci un alta. Cruși, răstignire. Cam asta fac pe toate bocile. Și am observat. Modelul tău? Cam da. Am observat că faceam crușe și mai jos și nu se rupea din el la crușe niciodată, se rupea din mai jos. Niciodată nu se rupe, orice boci am făcut, am făcut multe. Nu se rupea din el la crușea. Dar nu le desenez până jos de trebuie, cum am văzut la alții, că atunci se rupe mai tare. Știi că tu cum o crești, când o celești pe aia, e pericol de se rupe mai tare. Dar bota nu contează. Bota, haina sau clopul, nu asta face ciobanul. Ciobanul face oaia, cum e oaia. Cum arată oaia? Cum arată oaia. Dacă nu ești de ele, mai bine le vinzi. Bota sau clopul nu face oaia. Că așa... Boci au mulți. În casă sau îl ținute undeva, dar e vorba de să fie cum arată, cum te comporți cu ele. Trebuie să fii mai... La oi trebuie să fii, nu mai are ca la vaci, ca la altceva, trebuie să fii mai... Lucri mai mult, te scoli, dormi mai puțin, e altă diferență mare între alte animale și oi. Și nu ți-e greu așa, să te trezești de vreme, te pui de târziu în pat. Nu am treabă. Când ți-e dragi, nu. Pentru mine nu, că oile sunt sânge, așa încură sângele lor prin vene, nu? Scurge sângele lor prin vene. Nu, mie nu mi-e frig niciodată.
Eu am sânge de oaie în cură în vene. Și nu poți fără ele. Și dacă nu mai cură, nu mai bace inima. Ele nu pot fără mine, eu nu pot fără ele. Am sânge de oaie. Tu mai puțini oameni care zic așa. Care să fie dedicați așa în ceea ce fac, cum faci și tu. E greu. Dacă vrei să apuci unul tânăr care n-are, nu rezistă. Că-s multe ploi, multe vânturi, multe... Apoi lucru. Când mai umbli la ele, mai umbli. Dacă vine iarna și începe fatatul, și când vezi cât mare, câte un miel fain și câte un api... Rău ce doare. Normal, că de acolo îți faci și tu banul. Și e destul de dureros. Nu, e că nu te gândești la bani, nu e gândit la bani, nu le ții pentru că fac bani. Le ții că mi-e dragi, nu pot de ele. Te-am înțeles, dar nu și că, până la urmă, și nu bani. Trăiești, nu că nu trăiești, că e bun bani și așa, trăiești din el, ai ceva, dar nu le ții pentru bani. Noi care ne-s dragi, oile care sunt, mai sunt ca mine și nu le ținem pentru bani, le ținem că ne-s dragi. Dacă ar fi pentru bani, îți numai faliment. Dacă trag linie, cât dai după ele vara și cât medicamente și bani și zile pierduce, când ce să mă duc și eu să fac 100 de euro, 200 de euro la zi, stau la ele aici, pe gratis. Dar mi-e dragi de, am zis. Am sânge de oaie care nu îmi cură pe-mi venie și fără, dacă nu mai cură, nu mai pot trăi. Nu știi. Nu, nici satule cum trebuie, știi? Hai. Marius, ai strâns jir anul ăsta. Am acasă, dacă mi se tără. Am un sac. Ai donat un sac? Nu chiar plin, dar am. Ți-ai cumpărat mălai la ele? Am ceva, da. Dar mai trebuie. Mai trebuie. Anul ăsta l-ai nimerit bun? Ce mai? Anul trecut nu ți-a fost așa de... Am ce bun și așa. A trei, să știe lumea care au oi, trebuie mălai pionier, dacă poți lua la oi. Pionier. E babă rotundă, nu lată. Rotundă, dar nu prea găsești. Ăla cel mai bun, e dublu care stă la valabilitate. Are mai multe vitamine el, dar nu prea găsești. Și ai început să le dai acum? Le dau acum, da, de la Crăciun. E mai scump am anul ăsta. Un leu 40 am luat. Am văzut că ai vrut să vinzi un berbec ca să-ți cumperi mălai. Hai, vreau să-l dau pe becali, ăla, pe dincă. Dincă e de vânzare, berbecul, cu nasul alb. Îl dau, dacă îl dau, că acum am 3 și mai trebuie mălai, că e mare iarnă. Și astea, dacă nu le dai, slăbesc. Poate o să ai noroc și nu o să fie iarnă grea, știi? Și poate o să mai poți ieși pe ele, să mai piști deci, câte un pic. E foarte bine, am scutit foarte mult până acum. Doamne, îți mulțam. Dar încă de acum mai urmează, făcând fată, o să de crească mai mult. Mai mult mălai, mai mult fân. Radu. Hai. Astea sunt niște oi mai jingă așa. Hai. Nu poate de oi. Hai să suie aici. Iată să suie, hai. Hai să mai răci o dată sus. Hai, să uită tot măcăță. Băi, nu m-a pupat, bă. Hai, băi, Radu. Hai, sui. Hai, mă. E mare. Ce ai spus, că astea sunt niște oi mai jingașe? Da. Niște oi mai jing, așa. Astea nu sunt ca oile care am avut înainte. Astea le-am schimbat în câțiva ani de zile. 7-8 ani. Păi, înainte am avut oi
erau câte 90 de oi, avem cu tata. Dau o căpciță de pânt cât care am în spate, nu puteam mânca. Am uletat 4 și nu se satură. E diferență. Ike! M-am zis, acum e diferență, e altfel, mâncă mai mult, nu știu. Îs mai jing, așa, îs mai... Ce-ar fi, Mariu, să te lași de oi și să mergi? N-au, nu poți să câștigi în afară. 100-200 de euro pe zi, că ai putea, că ești băiat harnic. Cuști. Ce mă, că aș muri, mă. Ce vorbe, de astea cu mine. Și zici că n-ai putea fără ele. Cum, mă? Dar, nu știu, eu zic că ar fi și păcat, că ai investit atâta timp, bani, dacă știi... atâta energie în ele, mă, ca să-ți faci turma asta așa de frumoasă. Dacă știi tine câți bani am băgat, mă-i băga divorț, nu? Ce vorbești? Mă, am noroc că am femeia bună, mă înțeleg. Asta e important, că ai o femeie care e de acord cu tine și îți urmează. Mă lasă, dar mai zice, ea zice să le vând, dar nu... Când zice să le vând, parcă îmi bagă cuțetul inima. Dar pe știi că mă supăr, nu mai zice nimic. Mai zice. Am primit bani, vrei să le dau pe ales. Mi-a dat cineva bani de... N-a de rost, dar nu. De ce ai spăriat, nu? Bani de... un apartament. Se dau 20 de lei pe ales. Dar nu. Nu pot, mă, zice, măi, am zis ăla, zic, ce vrei să mă cânt? Mă vezi cum mă cânt sau ce vrei? Sunt oameni cu bani și uite, oamenii cu bani își fac una, două turmă de oi faine, dar nu știu dacă o să fie ținute cum îți la tine, să zic. Bă, cu ținutul sunt oameni care pot ține mai bine, dar la mine e foarte rău, atâția vași sunt aici, e plin de vași. Nu am unde cumpăra pășune, nu am unde. Ike. Ia-le. Și sunt tineri ca și tine care au animale sau oameni mai în vârstă, că aici am văzut că e îmbătrânit, îmbătrânit satul. Bă, oi sunt și oameni. Hei, oi și oameni sunt, dar problema e că nu mai sunt mame care fac copii, mă, aia e problema. Mai care fac copii de oi, vreau să zic. Că copii mai fac, om. Aia e tătă baiul, nu mai sunt mame deja. Nu le mai place la fece, îmi joadează oi rar, trebuie să mergi 7 județe ca să afli una câte oi. Și aia obligă părinții, poate. E singură. Nu mai sunt. Și pe an ce trece o să apară oile astea numai în tablouri, să le vezi, să dispară oile. Nu cred că o să dispară, mă, că nu totuși... așa, nu dispar de tot. O să dispară majoritatea din ele. Ăștia din la stat zic că pe an ce trece au tot mai puțini pe care dau subvențiile ale. Și în realitate. Alea numai pe foi mai puțini, au scăzut numărul la jumate care a fost înscris la subvenție. Dar pe foi, pe realitate. În realitate, poate o sferă mai sunt. Sau poate chiar nu e așa, înțelegi? Ba, că nu, oricum am întâlnit și sunt multe oi în... Sunt oi, dar au fost mai multe până acum. Mai multe, tata îmi spune că erau 4 turme pe vara asta. Acum nu-i niciuna vara. Niciuna. Am ales mai multe, restul mai are unul 20 de oi și atâta-i tot. Pe an ce trece, te scage. Că nu mai sunt mame care fac copii de oi. Aia e toată problema. Mario, spune la ce număr de oi vrei să ajungi, așa, să... 150, așa vrei să le poți ține bine. Nu mai mult. Sunt 100 și câteva aici. Dar... Mai mult de 150 nu, că e foarte greu. Poate pe viitor, dacă chiar o să ajung, că sunt mai multe, cam 300. Nu o să țin niciodată 1000 sau 500 sau 400 sau 1000. Cam 300 de oi ca să le poți. Că și e prea mult, eu cred că e păcat. Da, așa, de la 150 de oi ai putea să trăiești bine. Cam de la 200 poți trăi. Am depinde, că la zona asta noastră e mai greu, da? 150 așa familia ai trăi. Ai trăi destul de bine. Eu trebuie să merg din altă țară, să faci. Ai putea să mergi, să, uite, să trăiești mai bine. Dar nu. Nu vreau. E mai bine aici, mă mulțumesc cu puțin care ne-a dat Dumnezeu. Nu mai vreau să mă dau ni ferește. Ai fost. Ai trăit experiența anul. Lasă-mă că mă mai rău când amintesc. Hei. Nu mai vreau. Mai bine degeaba ai, nu trebuie. Mai bine aici decât să stau pe acolo și să țin
timpul din viață și anii pierduți și tinereța. Te bucur de familie, de copii. Ica. Hai tu. Nu. Degeaba ai. Degeaba mergi pe acolo, îți faci o casă mare, îți iei o mașină scumpă, oi multe, câini frumoși. Dacă îți pierzi domnia și faci rău la oameni, dacă îi faci rău la oameni, faci rău la Dumnezeu. Și nu, niciodată când fentezi pe om, nu chiar nu fentezi pe el, fentezi pe cine. Că Dumnezeu ce vede. Ica. Așa e. Te fentezi pe tine, nu pe... Niciodată nu. Să nu gândești că faci rău, ha, ha, să mă râd după aceea, că păi am trasul ăsta, nu. Tăie ți-ai făcut rău. Se-ntoarnă dublu tăie rău. Dublu. Ai pățit și tu? Bă, când eram mai mic, eram mai... A, nu știam așa mult. Am... Mi-a mai venit un pic mintea la cap. Nu chiar cop, dar încet, încet mai... Mai mă coc. Uite acolo. Uite acolo. Te poți numi o persoană împlinită? Foarte. Mă simt foarte bine. Când sunt copiii bine și familia bine, mă simt foarte bine. Aici e viața mea, natură. Casa mea e în pădure, să știți. Niciodată nu o să fie pe un oraș sau pe un club sau pe un discotec sau pe un munce sau la mare. Eu aici am cea mai faină vacanță din viața mea. Când am ieșit la voi, nu trebuie alt concediu sau altă vacanță. Asta e sănătate curată. La Minosul de Oaie, de la Pișetul de Oaie, de la Minosul, ăla nimic e bolnăvești. Eu niciodată n-am stat pe pat, nimic nu sta. Că nu m-am bolnăvești. Păi să știi că și eu când am fost acum, multă lume ați văzut videoclipurile din Transumanță, am fost răcit, deci m-a durut gâtul până în piept, până jos. Și acum este calcată mă la de pădure, uite, ia-le. Uh-huh. Și băieți au făcut cartofi în unt de oaie și cutele mele. Medicament. Pe cealaltă zi când m-am trezit în cojoc, nimic n-am avut. S-am zis că e medicament. Trebuie să cumpere 100 de oi și tu. Ia la ce fain. Stai să mă uitați. Stai să vă arăt la oameni. Să vadă ce fain. Ia. Mălaiul de pădure. Mălaiul de pădure. Uite ce frumos e, mă. Anul ăsta a fost frumos, așa? Fost, dar la mine n-am prea avut. Foarte puțin. Ai niște mâini muncite, m-am zis. Da, muncite. Crăpate, de la atâta muncă. Da, n-am muncit mult. No, nu, nu-mi e greu. N-ai muncit mult, așa-i? Eu am greu frumos ăsta, nu... Da, am ce frumos. La betonie. S-a zis asta, o relaxare, e o... E o viață faină, mă rog. Să faci bani și din ceea ce îți place, asta e... Ce-ți trebuie mai mult din, de la viață? Nu străi nimic mai mult. Ce noroc, cu ăla-l-alt. Cu ăla-l-alt. Ce noroc, cu ăla-l-alt. Bravo. A, uite tu cum ți le dă, cu noroc pe rând. Asta e Adelina. Ai avut cățăi la ea? O avut, da, dar acum trebuie să-mi monteze. Asta e Ustoica. Ai cățăi promiși? Cățăi, toată lumea îmi cere cățăi într-una, dar nu am acum. Nu mai promit la nimeni, că nu pot, că dacă mor, așa rămân eu de mijinos. Eu le-am spus la oamenii la care cum mă sună, să mai mă sună. Să ce mai sună, până data cu tare. Dacă dă Dumnezeu și am, le dau. Ok. E o cățe frumoasă, e foarte dragă. Dar asta nu folau, acum am merge mult în vară. Cât timp are? O doi ani jumate. În vara asta am adus-o și eu. Dar... Aș chef, da, de-a umblat după câini să montez cu Radu, să-mi facă ceva pe inimă. Ceva frumos. Să opresc ceva din ea. Nu folau, dar se învață. E o cățămă, asta singură e mai moale. Asta e nino folau, oi crescută, că contează și asta mult. Da, mie e foarte dragă. Uite, s-a învățat deja la voi. Nu-i de vânzare, am una de aia care vreau să vând dacă îi trebuie la cineva. Nu Casandra, Anda, una de aia pestită. Hai.
te cer, mă! Mă tace, dar le cam dă. Le cam dă de o altă. Nu prea convine. Dar n-am ce face. Pică-le, ha! Cam câți miei sfat așa oile astea așa de mari? Că sunt oi destul de mari. Cred că... 4 și 3 și 2. Indicat ar fi 1, bun. 1, dar... Sunt mari. Ia. Cum e aia? Ica, hai. Ica. Asta au avut 3. Cred că așa un bagă, 2-3. Văd pe aia din spate, aia e umflată asta, tare. Asta încă au avut 3. Cred că așa moare, 100% are 3. 2, dacă nu 2, ori 2 mari. De 2 și 3, depinde. Aștepți să feti oile. Cu sufletul la gură. Ești... Ai cea mai mare bucurie când vezi nielul, e fain, frumos, te bucuri. Te bucuri, na, de... Trage un copil nou născut. De rezultat, până la urmă. Normal, păi aici ai munca ta care vezi tu. Rezultatul care îl faci tu. În ei, în... Oi, cum îți iasă miorile, cum îți iasă mielele, berbecuțe. Aici vezi rezultatul. Te bucur de ele. Acum cred că ești mai mulțumit că s-a schimbat și prețul la miei, la brânză. Da. E altceva. Pe viitor o să facem bani care ține moi, care o să mai reziste. Asta e puțin rezistă. La temperatura asta de oi, că nu se mai... Ica, hai! Ica, hai! Ica! Nu se mai foarte puțin rezistă, că e greu și nu-i vinit, e un lucru care... Dacă nu faci bani, numai când vinzi. Dacă vinzi miel sau brânză și după ce... Și după ce îți formezi un efectiv de oi, așa da. Cum îți place ție... Eu când n-am bani, îți spui de mai mult câte una. Asta-i, vând una, vând două, ia am pus și când am număr de cu, să iau malai. Acum, din o vreme să țin ele pe ele, știi? Da, dar trebuie să te gândești, nu, că ai și familie și... Da, bă, dar dacă nu mai și vinzi, nu poți trăi. Mai dai, mai cumperi, mai vinzi. Cred că-ți vine greu să le vinzi. E o întrebare foarte bună. Asta e foarte... Oricât de mult ai un ciuban, cât de mult are, când e vorba de vândut oi, numai pleci capul în pământ să nu se tătună. Hai, nu se tătună, dar n-ai ce face, da. Oile sunt ca copiii la care îi dragi, știi? Ca cum ai să vindem un copil, ori dăm un copil să mă ajute la lucru, numai nu l-ai dat cu drag. Mie la o casă de copii care are 6-7 copii și dacă îți dăm un copil pe vară să mă ajute la oi la mine, numai nu-ți dat la om, că e a lui. Nu așa și pe oi. Și dacă el dai înapoi, nu ne da. Tu frumoase, tu ai face. Așa e și cu oi. După ce ți-ți dragi și îți intră în sânge, o să fie orice doctor să vie să ne scoată asta din sânge, nu o să reușească. Încă nu s-a inventat operația aia. Și doctorul ăla nu s-a născut ca să iasă. Băiatul tău ce zice? Ia Miorița. O să-i placă treaba asta? Deocamdată îi place, dar nu l-am prepus mult. Mie e zdrai să joacă cu mie, e așa, dar nu știu cum o ieși. Aici mai depinde și de părinți, de mamă, neapărat mai tată. Că dacă mama nu-l pune, dacă e în contra, știi? Nu, n-am treabă așa cu el, vine, de câte ori mă duc. Am de mărți cineva, îl pun pe el o oră, două, vine la oi, stă. Îi place, deocamdată. Păi nu știu mai încolo, cum ar fi, când ar fi mare. Oile le țin saivan acum? Le bag noaptea în saivan, da. Să dormi și tu liniștit? Nu de asta, că am câini, am tot la stau. Fiecare colț, că e 3-4 legați de-o la altă. Dar, hei, duci acolo! Am un ledor pe saivan, că le mai dau malai și le mai pui noaptea, ce-am pui de fân. De acum azi nopțile mari, cred mie în ele. Se slăbesc, să trag. Duce acolo, hei! Să trag oile, că le ajutați un pic. E foarte important să le dai un pic. Mai ales când gheață.
A se azing așa, ca copiii mici, una de la oră. Slabesc și nu le-ai pus tu mie. Hai, ieși. Hai, hai, mă, Radu, mă. Hai, ui, că ți-i. Dacă îl spăgești așa, de cu mince. Este un câine foarte deștept. Tu știi ce face ăsta, bă, dimineața? Știi ce face? După ce mâncă, mere ca tapuri să spală pe obraz. Să spală, bagă botul așa, nu-i face. Să nu vezi și vezi murdar pe obraz. Bagă nasul în hâlbe până în fund, să murdărești și dimineața, după ce țipă oile, ca tapuri să spală pe obraz. Să-mi bag piorul, eu nu mințesc, am să-i fac video, să-ți vă arăt. Hai, hai. Este foarte deștept. Deșteptul meu. Hai, mă. Trage-te la cățea, că dacă umblă după câini. Hai. Nu lasă pe nimeni să se apropie. Hai, 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 trebuie să facem o tură de generație nouă. Sunt curios ce o să iasă din el și Dorina. Mai trebuie să iasă ceva puternic. Mai fată de iară 19, că azi primăvară. Și câți au rămas? O 12. Au rămas toți? 12. Au rămas toți? Aia 12, da. Fă 19, iubeți. 19 câte erau. Cu record. Am vorbit și cu ăștia pe la Suceava. Au zis că mai mult de 16 n-au avut. Am produs eu. Pe un picior de plai, pe o gură de rai. Iată vin în cale să cobor la vale. Trei turme de mei cu trei ciobănei. Haide, ha, Custi! Custi, bă! Vezi cum iasă? Dincă, pe de vânzare, cine interesat? Cât timp are? O mâlie de 4 ori. Cine interesat? Îl lasă bine. Acum mai slab, că am mâlit în toamna asta mult, mai fost un șchiop. E un berbeașe mare, frumos dă miei ca și el, am tot avut, am nior din el, oi, face bun de lapte, dacă e interesat cineva. Oricum îți lăs numărul tău în descriere. La un preț bun, de vânzare, sau disponibil, cum să ziceam mai nou. Hai, le mulțumesc la toți care mă apreciază și mă urmăresc pe YouTube, pe toate rețelele. Vă salut, vă urez un an nou mai bun, la mulți ani, cu sănătate, la toată lumea. Vă aștept cu Colinda. Să aibă un an nou cât mai bogat. Cât mai bogat și mai fericit și cât mai multe oi. Care au oi? Vă urez numai bine, sănătate, bucurie. La familie, la copii, la toată lumea care apreciază munca ciobanilor. Asta e o muncă mai grea, mai cu mai multe sacrificii, în ploaie, în frig, în omăr.
nu e ușor pentru noi. Dar nouă ne place, nu ne rușine ce facem. E o muncă care muncim, nu furăm. Pentru noi o mândrie e așa cioban. Nu ne ferim de asta, orune. Cu bota mână nu ne rușine. Merem tăi cu capul sus. Mulți ani și multă sănătate pentru toată lumea. Vă salut cu respect de la munte Țâmbir. Yo! Ciobănie, viață ușoară. Să doresc toate sprecinii. Ei, eu sunt mai tânăr.